Să ștergi toată munca ta, 500 de vloguri, 300 de mii de vizualizări, nu este o strategie de marketing, este o decizie stupidă. Deci, eu sunt Albaca și astăzi vom începe o nouă serie pe canal și anume caracterizarea personajului Ilies Vlogs. V-am întrebat pe Insta dacă vreți să discutăm despre Ilie și ce naiba a pățit mai exact canalul lui. Ei bine, deja probabil ați observat că au apărut o felul de youtuberaj din ăștia care și-au dat cu părerea că ba s-a lansat din YouTube, ba că și-a vândut canalul, ba că se sinucide, că vai doamne un țânc, eu zis în comentarii că e prost. Oh, vai, doamne, nu, orice, dar nu asta! Ești prost! Nu! Ei bine, să fiu sincer cu voi, în clipul ăsta, oricât de mult renegam eu pe Ilie ca și content creator în trecut și câtă pulă și-a primit el pentru toate meme-urile cu Coca-Cola sau penisboard-urile, omul ăsta e mai inteligent decât credeți poate unii dintre voi, inclusându-mă și pe mine. Așa că în videoul ăsta vă voi spune pas cu pas adevărul despre Ilie și vom face și o scurtă caracterizare așa pe final. Țineți minte, prietenaș, că în viață cel mai periculos om nu e ăla prost care se dă deștept, ci ăla deștept care se dă prost. Mai înainte de a vă spune adevărul despre Ilie pe această temă, trebuie să fim siguri că am înțeles motivul real pentru care omul ăsta și-a șters clipurile și nu ce părăblăgel bagă ăștia despre el doar ca să stoarcă și ei niște view-uri ca să le țină de cal la iarnă. Ei bine, ca și fact, videourile lui sunt șterse cu adevărat, nu sunt pe privat, cum unii ar crede, de aceea canalul nu mai are nici măcar vizualizările afișate și în playlist-uri îți apare că acel content nu mai există și că a fost șters de utilizator. Ta-da! Dar asta nu înseamnă că acele clipuri nu mai există deloc. Ilie a spus cu gurița lui, mamă, pe Insta story-uri, bine, cu gurița, cu zice, a scris în pula mea, că da, videourile sunt salvate de el și fiu, bine a făcut că eu nici măcar nu pot să mă scol dimineața fără să-l aud pe el cum se dă pe penisboard sau cum o strigă pe Jesse prin curte. Acum dacă stau să mă gândesc, curios faptul că pe cățeaua lui o cheamă Jesse, iar pe cățeaua mea o cheamă Desi, iar el e născut pe 10 decembrie și o să născut pe 11 decembrie. El are păr la cur și eu părut de când ai crescut. Să arăți din ce ești făcut. Ei bine, oameni buni, înainte să aruncați cu bolovanul, gândiți-vă două secunde la o chestie. Putea acest Ilie Boy să ajungă unde a ajuns dacă era într-adevăr așa de prost cum spunem noi că este? Ei bine, posibil, adică uite-mi pula mea la Jake Paul. Dar vedeți voi, astea sunt personalități formate pentru cameră. Și ce vreau să spun cu asta este că pe YouTube, sau de fapt oriunde în viața asta, dacă nu ai un gram de inteligență și multă muncă de pus în spate, nu o să ajungi prea departe, indiferent că unii merg la prost în Spania sau alții aleg să meargă în Italia. Eu, spre exemplu. Așa că vreau să înțelegeți că oricât de prietenoși și pămpălăi se dau ei pe cameră, majoritatea YouTuberilor pe care voi îi urmăriți, în realitate trebuie să se ocupe de o grămadă de chestiuni care necesită un gram acolo de materie cenușie ca să poată evolua în mai bine sau în mai rău. Liza, schimbata, mă vorbește cu f***ul și arată degetul din mijloc. De unde știi că eu nu făceam asta când camera nu m-a filmat pe mine? De unde știi? Până și Mimi, spre exemplu, care e un cancer și jumătate, și-a dat seama de asta și ghișea, a gândit ea: dacă spun că sunt virgină, o să vină copiii și o să zică că sunt curvă. Dar stai, uite că-s copii, au venit pentru asta, așa că o să mai fac un clip în care mă dezbrac între ghilimele și o să vină și pentru asta. Să mă înjure și să zică că mamă ce curvă sunt eu, ce drept, dar într-un final viurile sunt viurile și reclamă pe moca pup la portofel. Acum înțelegeți ce vreau să zic, în afară de mine, desigur, care sunt la fel de retardat în realitate cât și pe cameră, de fapt s-ar putea să fiu un pic și mai și în realitate când camera nu e on, oamenii ăștia adoptă un caracter pe care ei au decis să-l poarte, fie că e ăla de curvă sau de skater family friendly boy. Problema apare când persoanele astea vor să se schimbe sau să își arate fața reală și hopa, nu mai pot. Pentru că publicul o să-i sară în cap orice ar face, cum ar fi. Dacă Ilie, că despre el e vorba, ar fi simțit să zică, spre exemplu, un băga-mi-aș pula în timp ce o mângâia pe Jesse pe cap, că o scăpat un oala fiartă cu sarmale pe el, ghiciți ce? Nu putea. Și de aici și frustrările și depresia și mai cam tot ce a zis el în ultimul clip. De azi înainte eu vreau să fiu așa cum sunt eu. Dacă eu simt că eu vreau să spun cuvântul, eu a spun cuvântul ăsta. Hai arată că poți, lasă-i masă pe toți și lovește să le șine pe cos.
Ca să ajungem să cunoaștem persoana în sine pe Ilie Bivol, Bivole, Bivolea, să putem să-l caracterizăm oarecum, pentru că pula mea, eu n-am trăit cu el în casă și nu am vorbit cu el decât rare ori. Așa că va trebui să ne uităm în trecutul lui și să înțelegem background-ul. Nea Ilie Bivolel s-a născut în sat Cojușna, a stat acolo până la 3 ani, după care s-a mutat la Ciocana. Ciocana. Da, ceva orășel pe lângă Chișinău. Deci, practic, Moldovan for life. Legat de probleme în familie, aparent Ilie nu a fost nici el ocrotit, cum nu am fost nici eu pe de altă parte. Deci nu mai găsi scuze din aia că... ok. Și știind că chestia asta nu e una de care să bat tocmai pula, o să vă las aici exact ce a ales el să spună despre asta, că na, nu știu cât de adevărat este și cât din ce a spus acolo a fost sau nu mai mult un strigă după atenție, că vai doamne, a pățit ceva când era mic și la 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 la... Bun, acum lăsăm prostiile la o parte, vreau să înțelegeți că el, așa cum a zis și în ultimul clip, are legături cu destui străini și sunt sigur eu personal că având aceste legături de pe atunci, a ales calea de antreprenor. Dacă nu știți, uite o definiție. Cum zicea el că scotea 2000 de dolari dintr-un business online, spre exemplu? Și singur de la zero mi-am creat un business care pe lună mi-a dușat 2000 de dolari. Uite aici pe scurt cum a făcut rost de aceste legături cu americanii, așa early game bro, prin școală în mare parte și interes personal. Tara, dar iară, nu vom ști niciodată dacă ce a spus el acolo e în Florida sau nu. Dar eu tind să cred mai mult varianta asta de poveste pe care vă spun eu acum, decât ce au spus alții despre el, care măcar nu s-au informat și au făcut cea de a, e trendy, Lie, hai să fac un video, a, pornesc camera, vorbesc jumătate de ora, asta a fost în bapula. Pentru că pe mine nu prea mă doare undeva personal de el și mai ales de nimeni de pe platforma asta, chiar m-ar putea durea fix între buci dacă muntenii ar decide mâine să facă bungee jumping cu corda legată de gât, sau dacă Andra Gogan se va muta pe Pornhub. Deși asta ar putea fi o idee destul de bună. Schimbă panorama, nu ai ce să pierzi, mai ales când ai ceva în care să crezi. Ilie, 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 cum e posibil să spui așa ceva după atât timp de când faci asta, omule? Uite, știți care e faza? Faza e că Ilie spune că practic toate pulele nașpa care i s-au întâmplat și practic motivul principal pentru care el a decis să șteargă clipurile a fost depresia. Asta pe lângă contentul de căcat pe care a recunoscut că îl făcea. Contentul meu de YouTube. It's garbage. No, it's shit. Eu știu lucrul ăsta, nu încerc să ascund lucrul ăsta. Când făceam live-uri pe Instagram, eu spuneam de chestia asta, că băi, nu-mi place contentul care eu fac acum. Ei bine, pe asta nu pot să o înțeleg. Îmi spui tu mie că după atâția ani în care ai avut succes, până la urmă niște puști găozari, că altfel ce pula mea, care scriu ție că puțin comentarii te-au determinat să pui mâna pe cuțit sau ce? Mă, dacă analiza mea e bună și cred că e, și dacă ce am văzut în trecutul lui e adevărat, chestia asta e pur și simplu o stupizenie. Nu poți din BMW să plângi că un copil îți face hate. Înțeleg faptul că poate s-au adunat în timp și punând asta peste faptul că ție nu ți-a plăcut ce mai făceai, aka nu mai erai în trending, plus faptul că lumea zicea că ai furat din skatepark și ți-ai făcut jacuzzi de aur și ți-ai luat femeie de 7 stele, înțeleg că poate ești mai sensibil de fel, dar până la urmă ai două coaie între picioare, cred, nu confirm nimic, dar ești bărbat în pula mea, da, 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 pot să mă iei că și bărbații au sentimente și căcat, dar nu când te plimbi în mașini de lux și cu case superbe, făcute practic tot cu ajutorul copiilor ăștia care spun ție că ești un găozar. Adică, please, asta efectiv sună mai mult a un fel de scuză piperată ca să o arunci ca acoperire peste motivele serioase din spate menționate adineau. Eu vă asigur că oricât de sfânt o fi Ilie și poate o fi, habar nu am, eu clar nu sunt, numerele au fost clar motivul primordial pentru care a ales să facă asta. Plus minus o cădere mentală când a văzut că a rămas fără Coca-Cola. Cineva vă rog să gătească sume, că băiatul meu e hotărât să-și facă nume. A, da, și era să uit. Legat de skatepark, zicea el că se ocupă doar de promovare și că le enerva faptul că tot el își lua hate, că nu e gata skatepark-ul ăla și el trebuia să-l pună pe picioare, cu toate că nu era treaba lui și bla 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 bla. Și aici am făcut eu la început de era foarte simplu. Eu am promovat proiectul ăsta. Atât, am promovat proiectul. Băpuță, fii atent aici. Îmi pare rău să te anunț, dar dacă tu ai decis să fii imaginea unui lucru, așteaptă-te ca lumea să arunce tot în tine cu căcat când lucrurile nu ies cum trebuie, indiferent că e vina ta sau nu. Plus că eu tot sunt sceptic în privința faptului că el nu scotea nimic din skatepark-ul ăla monetar vorbind, din simplul motiv că dacă tot ce am spus eu și el mai sus e adevărat și practic numerele sunt prioritatea lui, având în vedere că până la urmă e un antreprenor, spun cu
aproape certitudine că ceva tot ieșea lui din skatepark. Poate nu din banii de donații, asta nu, dar ceva pe termen lung, când skateparkul era gata, da, asta o văd ca o variantă foarte posibilă. A, și ca sfat prietenesc, data viitoare când strângi bani pentru ceva, orice ar fi, încearcă să faci partea cu donațiile cât mai transparente, astfel încât oamenii să vadă exact unde au ajuns banii lor, ca să nu se mai supere din căcaturi de genul, zic și eu, indiferent că zici tu că le-ai vândut stickere sau că nu știu ce. Plus, povestea cu pizza dată la săraci spusă de el, asta trebuie să vă demonstreze exact ce am zis eu mai sus, că prioritatea sunt numerele și după aia orice altceva. Și am stat și m-am gândit și am un pas să spun că, de fapt, eu am făcut lucrul ăștia pentru vizualizare. Și toate chestiile bune care le-am făcut pe YouTube erau pentru vizualizare. Nu e timp de glume, citește adversarul și unde doare cel mai tare dă cu parul. Ilie Bivol este un antreprenor de 25 de ani și a încercat să dea în mintea copiilor și a clacat într-un final. S-a jucat cu algoritmii YouTube-ului pentru un conținut family friendly și a umplut un gol pe nișa de vlogging în România, unde nu mulți o făceau foarte serios. A prins o grămadă de copii sub aripa lui și l-au boostat o grămadă în statistici la început, după care tot i-au început să-l înjure, să-l desfințeze peste tot pe unde îl prindeau. În final, subiectul și brandul în sine a crescut mai mare decât putea el să-l țină sub control, canalul crește și problemele cresc odată cu el. Între timp, el trebuia să facă și în continuare vlogging, dar din păcate asta a luat prea mult timp față de cât obținea el în punctul ăsta, deoarece trendul se dusese deja și el nu mai apărea pe niciunde, numerele scăzând drastic. Așa că a pus în balanță dacă e worth timpul pus acolo sau nu și a decis că s-ar putea scoate mult mai bine dacă ar avea ceva mai easy to manage în materie de content, ceva ce probabil se pot implica și alții să-l ajute și în spate el să se ocupe și de alte business-uri personale care să-i aducă niște bănuți în plus. Voi v-ați trezit, eu mă culc pentru că website-uri care o să-mi genereze bani, CPA marketing, dacă vreți să învățați, nu știu, scrieți-mi că vreți să învățați. Am făcut un vlog și acolo arăt cum eu fac CPA marketing și am promovat un curs de unde eu învăț, adică americanul și ala mă învață pe mine, să fac bani cu CPA marketing și scrieți, nu, apăsați aici da sau nu dacă vreți și voi să cumpărați cursul să învățați. Toate acestea, plus presiunea aia mentală că vai, mâine trebuie să postez, dar nu mă simt în stare, mă simt depresiv, și faptul că trebuia să filmeze non-stop, asta nu-i lăsa spațiu și pentru o viață personală așa cum își dorea el. Iar asta având un public mai mult sau mai puțin matur, așa că nu prea avea cui să explice ce are el de gând să facă, pentru că nu avea cine să-l înțeleagă, gen, mâine vreau o pauză, copii, sau păi vine unul cu, bă, când pui provocare nebună, 465 de miliarde. Și așa Ilie a cedat în cele din urmă. Fie sărâna ușoară, Ilie's Vlogs, amin. Lovește cu ciocanul, preia controlul dacă vrei să-ți asiguri viitorul, dă tare. Vedeți voi, un canal de daily vlogging funcționează mai mult sau mai puțin ca un canal de gaming. Practic, trebuie să spamezi clipuri ca să aibă relevanță și vizualizări stacate o grămadă. Dar în timp, astea se duc deoarece apar subscriberii inactivi și astfel, poc, la cel mai trending vlogger sau gamer, ai ajuns să piși din top. Samba pula, chiar a rimat. Asta însemnând numere mai mici și relevanță din ce în ce mai puțină. De aici și sila aia de a posta același lucru în continuu când vezi că nici măcar nu mai prinde și... Pula mea, v-ați prins voi, sunteți băieți deștepți. Și ca o chestie random, voi ați observat că până și clipul în care se presupunea că el trebuia să fie rebel și mamă că el rupe lanțurile și că e câine maidanez, mamă, până și în ăsta bipoia în jurăturile și încă avea intro-urile și outro-urile la cancer, să mor eu, dă, nu, uite! Go fuck yourself! A, da, și încă două lucruri interesante pe care le-am mai observat. Eu nu consider că s-ar putea să vedeți niște content în engleză de la Ilie dacă lucrurile evoluează așa, mai ales că acolo reclamele sunt plătite mult mai bine și, în fine, just a guess. Și chestia cu Mother Yuckers de la cover-ul lui de pe YouTube nu e nimic special, nu vă mai impacientați atâta. E un motherfuckers fără f, ironic, știu. Uite și instastory-urile lui. Vă pup, vă iubesc, muie garda. Eu am căzut emoțional și asta e ok. Eu sunt om. Toți avem clipile noastre. Buni, rele. Și am avut clipa mea rea. O mișcare foarte inteligentă de marketing care va asigura un succes și mai mare, pentru că în momentul de față vor discuta 1000 de persoane pe internet, dar 1000 de youtuberi vor discuta despre el, toată lumea practic. Depresia nu este o strategie de marketing, este ceva prin care toți trecem, știu. Cineva ține depresia în o zi, două și explodează peste două zile sau trei. Cineva peste o lună sau două. Nu contează cine ești, unde ai ajuns, fie că ai $1,000,000 sau 1,000,000 de abonați, toți suntem afectați și toți reacționăm diferit.
pentru că toți suntem diferiți. Eu, de exemplu, personal, țin lucrurile în mine și țin lucrurile pe mult timp. Mult, mult timp. Și pot să nu mă împart cu nimeni despre greutățile prin care eu trec. Și după asta explodez. Și asta e greșeala mea. Să ștergi toată munca ta. 500 de vloguri, 300 de mii de vizualizări. Nu este o strategie de marketing. Este o decizie stupidă. Și asta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut și nu uitați să vă abonați și să vă băgați pula în clopoțelul ăla dacă vreți să mai vedeți chestii de genul. Aștept să-mi scrieți în comentarii ce păreri mai aveți voi despre Ilie, pe care eu le-am uitat să le menționez și, da, la 3 ca de obicei. Alpaca King out. 1, 2, 3, respect! Eu în viață am trecut prin multe și eu știu și e greu, știu și înseamnă să treci prin greutăți.